Ziua drapelului nu a trecut neobservată în municipiul Bacău. În piața Tricolorului au venit autoritățile locale și județene, dar și zeci de băcăuani care au participat la festivități. Ziua drapelului a început prin salutul gărzii de onoare. Ziua drapelului național a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848. Când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul roșu, galben și albastru să reprezinte steagul național al tuturor românilor. Tricolorul a fost adus de militari într-un ceremonial special, iar înainte de a fi înălțat a primit și binecuvântarea preoților. Binecuvintează acest drapel sfințit, ce sfântești și toate le sfințești, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Drapelul a fost înălțat pe ritmurile imnului național. Întreaga ceremonie s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare pe acordurile fanfarei militare.